Eșec și la handbal. Nou înființata echipă de Botoșani, CSM Botoșani a fost învinsă sâmbătă de formația CS Politehnica Iași cu scorul de 43 la 20. Partida contând pentru etapa a doua a ligii secunde la handbal s-a disputat la sala polivalentă Elisabeta Lipă în prezența aproximativ 100 de spectatori. La pauză, handbaliștii botoșaneni erau conduși cu 20 la 12. În partea a doua a jocului, ieșenii reușind să mai înscrie de 23 de ori, în timp ce tinerii botoșaneni au mai punctat de 8 ori. Obiectivul adversarilor de sâmbătă ai Botoșanenilor este promovarea în prima ligă, aflați abia la început de drum, la Botoșani se dorește deocamdată formarea unei echipe omogene.